Munții Gurghiului, județul Mureș. Am mers de mai multe ori în această zonă să verificăm ce fel de lemn iese din pădure. Ia uite-te, hal, hal de pădure. Peisajul este apocaliptic. Și când te gândești că aici au fost oameni în control și n-au văzut nicio problemă. Au fost echipe de inspectori din toată România. Toți au trecut pe aici și n-au văzut gaura din pădure. Hai să mai vedem. Uitați-vă cum arată o pădure într-o zonă protejată din România. Aici au intrat două firme de exploatare și au făcut prăpăd. M-am uitat pe documente și din ele rezultă că aici ar fi trebuit să avem o pădure de molizi seculari. Uitați-vă ce a mai rămas în jurul meu. Doar lemn putred fără nicio valoare. Restul a fost cărat la vale. Ar fi trebuit să avem molizi sănătoși de așa grosimi aici. Și nu mai e nici măcar unul, nu mai văd. De pe această suprafață s-au furat aproximativ 100 de camioane de lemn. Un volum care nu se poate explica de ce lipsește de aici este aproximativ 2000 de metri cubi. Deci aici un pic peste 2000 de metri cubi de arbore ar trebui să avem pe picior și nu avem pe picior. Există o tehnică în rândul hoților de lemn să astupe cioatele tăiate ilegal cu genul acesta de grămezi de resturi de exploatare. Exact. Deci ce vedem aici, aceste movile de crenci, cel mai probabil ascund cioate de arbori tăiați ilegal. Haideți să încercăm să dezgropăm câteva, să vedem ce e acolo. Ia uite, cioata. Diametrele acestor cioate sunt de multe ori mai mari decât cele din actul de punere în valoare, atât pentru lucrarea de progresivă, cât și pentru accidentală. Cu alte cuvinte, aceste diametre, acești arbori, nu îi găsim în caietul de inventariere, nu îi găsim în formele legale. Cu alte cuvinte, au fost tăiate ilegal, sunt dintre acei arbori care trebuia să formeze cei 2000 de metri cubi care trebuia să-i avem aici încă pe picior, ceea ce înseamnă aproximativ 1000 de arbori. Deci iată unde sunt cei 1000 de molizi pe care noi căutam mai la vale. Sunt sub aceste grămezi de cetină, crengi, resturi de exploatare. Le-au astupat ca și cum ar fi vrut să îngroape niște cadavre pe care să nu le descopere nimeni. Uită-te și tu, ăsta este un molid de peste 100 de ani. Să vă pune câteva întrebări legate de dezastru din pădurea pe care dumneavoastră o păzeați în calitate de șef de ocol. Eu nu știu ce dezastru e, că au fost probleme într-adevăr într-un canton. Cum apreciați sancțiunile pe care vi le-au dat cei de la Rom Silva? O sancțiune de 10% din salariu pe 3 luni, vi se pare o sancțiune corespunzătoare cu faptele de la ocol? Da, eu cred că sunt oameni capabili să analizeze niște probleme și comparativ cu sancțiunile care s-au aplicat în toate direcția, eu zic că dânsii au analizat activitatea într-un ocol
de 23.000 de hectare. Noi am fost acum în pădure și am găsit mai multe zone unde pur și simplu pădurea e praf și pulber, nu se mai văd copace. Eu nu-mi dau seama cum analizați dumneavoastră treaba asta. Ce înțelegeți cu praf și pulber? Ochiul liber. Dar ce înțelegeți? Nu mai sunt arborii acolo unde ar fi trebuit să fie. De unde știți dumneavoastră că ar fi trebuit să fie și nu mai sunt? S-au făcut controle, s-au verificat peste tot. Mie mi se pare că tot ce faceți dumneavoastră de la recorder, le faceți numai într-un sens. În sensul de a arăta pădurea făcută praf. Nu, în sensul de a nu prezenta situația în mod echidistant. Asta e părerea mea. Domnule Boar, vreau să vă întreb câteva lucruri legate de controlul pe care dumneavoastră l-ați făcut în această toamnă la ocolul Silvic Gurghiu, la cantonul numărul 3. Da. Am observat că dumneavoastră ați fost în control la parcela 90B, 91B, e adevărat? De ce mi-ați închis telefonul? S-a întrerupt. S-a întrerupt, serios? Exact atunci când v-am pus întrebarea despre parcela 91B. Da, spuneți, vă rog. Vreau să vă întreb, dumneavoastră ați fost în control la parcela 91B? A fost cantonul 3 Basta, da. Așa, și ați ajuns și în 91B? Da. Și ați văzut cum arată pădurea acolo? Da, pentru detalii, haideți vă rog la o sol sau o adreasă, să ne vedem și vorbim. Vă întreb un lucru simplu, ați văzut cum arată pădurea acolo?